Bună ziua tuturor, bună ziua celor care sunteți prezenți. Țin să vă anunț că suntem în majoritate. Astăzi avem aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Chișinău-Criș din data de 14 octombrie 2021. Supun la vot care este pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Dau citire punctului 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a orașului Chișinău-Criș pe anul 2021, inițiator primarul orașului Chișinău-Criș, domnul Chereji Florin Flavius. Trecem la discuții. V-ați prezentat la ședința pe comisie, dacă aveți alte propuneri sau așa, nu cred că e cazul să mai îl discutăm pe tot. Da, domnule. În general, este o rectificare corectă pentru 5 sau 700 de mii sau de mii. O mare problemă, de tot ce am prins acolo. Problema care e deranjantă, ceva a fost și la ședința de comisie, este alocarea, nu ca valoare, că e 6.000 de lei cu proiectul, dar din suma care am dat-o prin buget, bugetul de la începutul anului, pentru piațetă și pentru WC-ul public, cred că se putea suporta de acolo că cheltuiel pentru proiectare, demolări, ceea ce, na, mi se pare o sumă mare care nu s-a dat și care s-a luat. Deci se putea găsi de acolo, nu să mai dăm încă 6.000 de lei pentru proiectul ăsta de demolare și ei nu știu ce scrie în proiectul de demolare, probabil cu ce... Ca un orice alt proiect de demolare, fără asta nu poți să ștergi de NCP. Da, am înțeles, da? Și că dacă s-a respectat în totalitate, cu compactări de teren și așa mai departe, cu transportul terenic, cu teren fertil care trebuie adus în stratul 0,50 sau cât îi. Asta la recepție, sincer, vă spun, dacă chiar doriți, nu știu, nu știu. Nu știu. Face recepția, veniți cu noi și vedeți ce s-a făcut acolo. Există un diriginte de șantier pentru lucrarea asta? La demolare nu. Nu atunci, de unde știu că au respectat în întregime și în totalitate proiectul care l-a prevăzut proiectantul care a pus această lucrare. Deci atât e deranjat. Că se putea găsi din suma aia, să se dea acolo nouă. Să venim cu o rectificare aici. Mulțumesc. Da, dacă mai sunt și alte discuții, pot spune. Scurt și concis, aici n-am înțeles prestări servicii buldo-escavator. Am folosit noi buldo-escavatorul nostru de la primărie sau nu. Am închiriat? Altul, dar nu e vorba neapărat numai de buldo-escavator, e vorba de servicii de buldozer și buldo-escavator pentru gropile care le avem tot timpul, groapa după câmpuri, groapa de moloz și aia după, în spate de la Florga, pentru că acolo avem în fiecare lună, de multe ori două săptămâni, să aducem buldozerul, că se construiește mult și oamenii duc molozul acolo, trebuie să împingem cu buldozerul și ulterior cu buldo-escavatorul să îndrepte. Da, vorba nu ai mai prins, dacă vă aduceți aminte la rectificarea trecută, cred că tot 30.000. Dar am zis că să prindem și acum să avem până la finalul anului și chiar și pe ianuarie, dacă cumva avem nevoie, că... Deci n-am lucrat cu al nostru în banii ăștia. Nu numai cu al nostru, se lucrează și cu al nostru când e necesar, dar nu putem să-l trimitem în 20 de locuri pe zi, că avem tot felul de lucrări care trebuie să-l facem și cu al nostru. Am încercat să lucrăm cu al nostru, am încercat. Merge dacă avem numai cuvânt sau numai materiale mai ușor de manevrat, dar în schimb, dacă sunt betoane, nu mai distrugem, așa să zic, nu are rost. Ok, am înțeles. Da. Camerele de supraveghere sunt doar la judecătorie sau și în altă parte, să mă pun? Nu sunt la judecătorie, camerele de supraveghere sunt pentru toată localitatea. La unde să mă pun? Sau? Să mai pun, la parcul de aici din centru, în piață, se mai montează două,
La containere de gunoi să, să pun, că ai zis, la, la gunoi să pun sau? Da, săptămâna viitoare vine și model. Aia a fost special, alea, dacă vă aduceți aminte, ce am prins pentru gramele doar pentru containere. Da, da, asta e pentru toată localitatea, modul mai fost necesar, unde aveam eu supravegheat să mai pune. Da, da, da. Bun. Părerea mea că mai e necesar și la, sau puteam aloca din banii ăștia și la, la terenul de fotbal și de handbal de la liceu, și ăla putea să fie renovat. Plus de acolo porțile alea care deja sunt, eu știu, 30 de ani, probabil, nu știu dacă să mai, să mai sunt conforme. Terenul de handbal, da, de la, de la liceu. Exact, exact, exact. Acolo e sumă mare, să poți să scoți tot ăla de acolo, să vii cu, să reasfaltezi sau să faci o suprafață. Dar puteam începe cu porțile, puteam începe cu porțile, puteam să dăm la, la profesorii de sport niște materiale care nu au nici materiale, nu au nimic. Nu au solicitat. Nu au solicitat. Deci, cu domnul primar. Când ți s-au solicitat? Profesional, dar și vopseau și tenzul ăsta, trasat. Deci, materiale, 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 vorbesc de materiale, mingi, tricouri, cum? Ce sunt? Au mingi? Nu, 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 nu. Unde, la care școală? La, la Veliciu. N-au mingi de handball? Una au, dar mai trebuie și alte materiale, nu numai mingi. Bun, păi trebuie să-i solicit, eu nu o să știu câte da. Mingi au ei acolo. O să-i solicit de ce le trebuie și o să le dăm. Sunt acolo de stoc, la noi. Avem de la handball lipsă pe care mă ah, exact. Sunt la sala de sport, mini de handball, ce-o rămas de la echipa de handball. Vechi. Dar nu ne-a spus nimeni, adică Florin, chiar te rog frumos să discuți păi cu da, s-a dus, s-a profesorii s-a dus, de sport să le ducă dincolo. Să le dăm de acolo, că nu avem ce să vă ducă. Bine, în mod normal ar trebui să înceapă cu suprafața de joc. Păi da. Bun, acum, până la suprafață putem noi să le dăm mingi ca să ținem o zi de sport. Dar nu are nimic mingi acolo. Da, dacă mai sunt alte discuții. Pietruire străzi. Asta da, e vorba de zona Hadă, unde nu e asfaltat, ci mai trebuie completat tot timpul cu pietrișcul din astea, că nu o să asfaltăm până nu avem toate utilitățile. Și e vorba de cartierul Vilor, unde se construiesc case și s-au construit care nu au acces până la ele. Atent. Și trotuare, să știi în ce zonă se începe sau cum? Reparați trotuare, cine solicită în zonă? La trotuare e vorba de 17.000 de lei, nu a rămas o sumă din toată suma și am prins-o tot la trotuare, o să înceapă cu Dragoș Vodră și cu Crișana, ambele părți. Și să mai încep și în localitatea, acum nu știu să vă spun punctual fiecare, că a fost domnul Sentescu, domnul Bumbic în toată localitatea, unde avem punctual 50 de metri, 70 de metri, unde au rămas, unde nu s-au făcut. S-au pus la 5 case, la una nu, la două iară și... Da. Unde avem pavaj, punem pavaj, unde avem beton, punem beton. Deci nu e o regulă că punem pavaj pe străzi. Unde e beton, reparăm cu beton, unde e pavaj, continuăm cu pavaj. Da, dacă mai sunt discuții. Da, având în vedere că doamna Cladovaniu detailat aici toate cheltuielile la referatele respective care au fost făcute de dânsa. Eu zic să trecem, să supunem la vot. Da. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Nu. Da, proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, inițiator primarul orașului Chișinău Criș. Vă rog să trecem la discuții. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad ne-a comunicat faptul că contractul pe care îl aveam în vigoare pentru
serviciul de transport public încetează în data de 2 decembrie anul curent și pentru a iniția procedura de contractare este necesar ca fiecare unitate administrativ teritorială care face parte din această asociație să mandateze asociația pentru încheierea noului contract. Prin proiectul de hotărâre supus aprobării se solicită Consiliul Local mandatarea asociației de dezvoltare de comunitate. Da, dacă sunt discuții, în continuare, supunem la vot pentru, mulțumesc, împotrivă, abțineri, în unanimitate. Punctul 3, punctul 4, proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobililor înscris în CFE-ul 307, 355, 304, 274, 307, 327 Chișinău-Pești. Terenuri stabilite în intravilan, situate în intravilanul orașului Chișinău-Pești, având categoria de folosință drum, inițiator, primarul orașului Chișinău-Pești și domnul Chereji Florin Claru. Vă rog să trecem la discuții. Terenurile care fac obiectul propunerii oferte de donație sunt detaliate la articolul 1 al hotărârii. Toate trei sunt terenuri intravilane, au categoria de folosință drum, sunt drumuri de acces, de fapt, la viitoarele proprietăți. Oferta se face fără sarcini. Donatorul se obligă, așa cum a formulat și în oferta autentificată notarial, să suporte inclusiv cheltuielile ocazionate de încheiere în forma autentică actului de donație. După ce această ofertă de donație este acceptată de către Consiliul Local, putem comunica atât donatorului cât și notarului public faptul că s-a acceptat oferta de donație. Imobilele trec în proprietatea publică a orașului Chișinău-Criș fiind de interes public și, drept urmare, inventarul bunurilor domeniului public se va actualiza pe aceste terenuri. Da, vă rog și alte, domnul. Numai puțin. A spus că se obligă, eu știu ce, dar nu spune că se obligă să construiască sau să asfalteze aceste lucruri. Nu și le facem o să vândă trenurile de casă niciodată. Eu o să și le vândă. În oferta de donație nu putea să spună treaba asta pentru că nu face obiectul. Oferta de donație se referă la transferul dreptului de proprietate către orașul Chișinău-Criș. Ni le donează nouă și noi, le reparăm. În final, o să facem asfaltul? Dar el, acum, în momentul de față, nu poate să facă utilitățile, dar acum le luăm în proprietate publică. Da, domnule, dar el trebuie să se angajeze într-o formă. Într-o formă. Să apară că s-au angajat ca să facă aceste drumuri, fiindcă el încasează niște sume. Pădirile care le face acolo, că probabil el le și construiește. Nu, vinde terenul. Vinde terenul. Adică și cel puțin așa spune, nu știu. Deci n-am siguranță, dar aceste drumuri trebuie să fie asfaltate. Trebuie să aibă el în prima fază toate utilitățile făcute, inclusiv, mai puțin, inclusiv lumină, inclusiv canal și toate celelalte. Bun, noi ne încărcăm cu aceste drumuri. Le luăm. Dar cine face toate utilitățile și aceste drumuri în stare practicabilă? Adică la condițiile actuale, asfaltare. Păi utilitățile trebuie să și le tragă el. Păi dar n-am nicio hârtie în care se scrie, se stipulează, că se obligă să facă. O să țină terenul la fel cum l-o ține pandemia. El îmi vinde mie și ție care am nevoie de casă. Doamna doctor. Cine își cumpără casă dacă nu ai utilități, domnule? Să facem un asemenea act, dar și în faza asta ilegal. De ce? În primul rând, omul ăsta ar putea să spună că n-aveți decât să vă luați terenurile acestea pentru că sunt categoria de folosință drum, iar conform ordonanței drepturilor care reglementează regimul drumurilor, toate aceste drumuri sunt de interes local, deci avem obligația să le gestionăm. Faptul că le va face pe cheltuiala lui e o chestiune de... Că vrea el să facă treaba asta. Și pentru că ar fi pus făcut. Nu am nicio certitudine că el, într-adevăr, face aceste utilități. E după ce și-o încasat sumele după parcelările respective. Credeți că ne interesează pe noi dacă el își face utilitățile? Trebuie să se intervine cetățeanul care a cumpărat parcela X. El și-a asumat atâta timp cât parcela X care casă acolo sau un teren. Și noi utilități o asumi. Dacă el în contractul cu cel ce cumpără de la el trebuie să scrie în contract, îi asigură utilitățile, gaz, apă, canal și eu știu ce. Repet încă o dată, că eu nu vorbesc prostii. El dacă
și-a luat sumele după terenul ăla. Așa. Și eu, ca proprietar, care mi-am luat locul ăla ca să-mi fac o casă, normal că o să vin la dumneavoastră și o zic, domnul primar, trageți-mi gazul, trageți-mi apa, trageți-mi canalul, faceți-mi asfaltul și așa mai departe. Nu-i așa, nu? Adică el, cel ce vinde acum, păi, ăla ce cumpără de la el, trebuie să-i treacă în contract, îi asigură utilitățile la marginea proprietății. Bun, haideți să ne aducem aminte de cartierul Hada, în care proprietarul a fost orașul Chișinău. Orașul Chișinău, Chișinău, a făcut tot. Și ce-am făcut? Unde e tot? Avem gaz? N-am făcut nimic. Am făcut cum n-am făcut? Electric, apa, curent. Canalul, curentul, cum n-am făcut? Adam, peste tot. Nu toate. Și am petruit, și am... Și toate celelalte străzi, le-am asfaltat. Și la voi acolo, pe... Bă, cum se numește, că nu mai știu. Da, eu, cel puțin din punctul meu de vedere juridic, asta este forma corectă. Eu am înțeles, dar nu se, am înțeles, nu mă poate obliga nimeni să iau aceste drumuri. Dacă el nu își ia angajamentul, într-adevăr, că el o să ia niște sume acolo, că e zonă foarte bună, ok? Și o să scoate, să-și vândă terenul, parcelele, o să parceleze terenul, da? E parcelar. Nu, e și parcelar. Eu știu câte parcele are el și ce sume să dau aici, pe metru pătrat. La cât e? De 2008 a refuzat acolo. Nu. Deci, dar e aprobat de atunci. Am înțeles. Dar dacă noi nu deci eu nu vreau să-l opresc pe om să nu meargă, știu, să nu avanseze. Dar eu vă cer să faceți un act adițional sau ceva în care să-l obligăm să asfalteze și să facă toate utilitățile. Scris. Nu pe vorbe. Cred că cei ce cumpără terenul de la el trebuie să facă treaba asta în contract. Domnul, nu. Dânsul se referă la șoseaua care vine asfaltată, trotuarul care vine fața casei și dacă avem obligația în continuare noi sau are obligația tot. Păi el are obligația dacă așa nu fac nimic, să-și vândă terenul și cu asta basta. De să vină până la drum cu utilitățile, nu? Să nu fie apoi obligațiile noastre, primărie și atunci. În momentul de față, să obligi un proprietar care îți oferă spre donație un teren, să-ți facă inclusiv investiția asupra lui, ar fi ilegal. Să-l obligi. Ce poți să-l obligi? Dar, stimată, el ia niște sume pe parcelele alea. Cum adică chiar să nu văd niște lucruri adevărate care se întâmplă? El ia niște sume, încasează de la viitorii proprietari de parcele care sunt acolo, niște sume. Din suma care o încasează, el putem să-l obligăm, fiindcă o să veniți peste un an, peste doi, în Consiliu și o să spuneți, e obligația noastră, fiindcă suntem proprietari pe aceste drumuri și ca atare trebuie să facem totul noi. Da, atâta vreau să zic. Deci vreau să vă atenționez. Dacă luați în considerare, luați. Dacă nu, o să rămâie scris. Și te rog să scrie asta. Deci. Bun, numai puțin formulați un amendament. Nu formulez. Să se fie... N-am ce amendament aici. Că eu sunt de acord să-i luăm dar în condițiile în care trebuie să-i oblig prin ala pe cel care ne donează să-și facă toate chestiile alea acolo. Prin actul de donație nu se poate obliga... Ulterior. Deci eu semnez actul de donație, tu îmi semnezi asta și costă asta. Pot să-i fac o condiționare. Nu șantaj, o condiționare. De ce solicitați? Să amânăm punctul 4? Nu, domnule. Eu am atenționat să nu rămânem în perspectivă cu niște cheltuieli și cheltuielile o să fie mari. Și logică treaba. E logică într-un fel, că așa e. Că nu să știe în continuare ce se întâmplă cu viitorul proprietar sau mai știu eu, și atunci ce se întâmplă cu... Să știu. Cu drumul respectiv care e în sarcina primăriei. Da. Poftim. Deci, cum văd eu lucrurile? În cel mai rău caz, situația poate să rămână așa. În sensul că să nu se construiască acolo nimic și noi să nu fim obligați să asfaltăm sau să facem anumite lucruri. Dar, în momentul în care acolo, să zicem că persoanele care vor achiziționa terenul, evident vor achiziționa terenul care să-și construiască case, implicit și impozitele pe care ei o să le plătească la bugetul de local, o să crească. Automat, un om, un proprietar, care plătește taxe la bugetul local, poate să-i emită și pretenția să-i se aducă anumite utilități la... Pe cel ce vinde.
Poftim? La cel ce vinde. La cel ce vinde sau nu, la primărie. Deci la primărie, adică să ai iluminat stradal, să ai asfalt, pentru că practic tu de-aia plătești... Numai o secundă, domnul Adoc, că v-am ascultat. Deci când plătești taxe la bugetul local, pentru asta plătești, ca să beneficiezi de niște utilități. Și nu? Deci e normal să ceară... Are tot dreptul să ceară să aibă puse lucrurile astea la dispoziție. Din moment ce plătesc taxe. Haideți să luăm altfel. În ce localitate rămâne cartierul ăsta de case? Păi asta spun. Că aici o să se plătească taxele. Domnule, numai puțin, acum. Scuză-mă. Eu sunt de acord cu dumneavoastră să ceară utilități. Păi dar din impozitul pe clădire care îl plătim noi toți, din 200 de lei pe an, cât ani se amortizează drumul ăla și celălalt? Nu putem să nu oferim utilități pentru că unul plătește 200 de lei și celălalt plătește nu știu cât. Și celelalte străzi din orașul Chișinău, presupunând prin absurd că omul ăsta nu se ține de cuvânt și nu va face utilități. Celelalte străzi din orașul Chișinău, Criș, cum au fost asfaltate sau proiecte? Am asfaltat chiar și în Pădureni, pe ultima stradă, nu știu ce impozit că plătită, le-am oferit condiții. Un privat care construiește sau face, vinde la cineva. Aici am fost... Până la urmă vinde la cetățenii ai noștri, dar căci chiar cum zicea și doamna secretar, se întâmplă să fie treaba asta. Noi acuiesc, nu să ai noștri. Păi dacă dumneavoastră nu vreți să vă luați niciun angajament, țineți-o așa. Eu n-am și venim iară cu niște cheltuieli. Și chiar nu v-am contrazis cu ce ați spus. Facem cheltuieli că e bani public și bani public se poate cheltui oricum. Doamna Doc, s-a înțeles foarte bine ce poziția pe care ați avut-o și corectă. Am înțeles ideea care ai spus-o. Doar că sunt două aspecte. Unu, faptul că juridii nu pot condiționa pe omul ăsta. Nu, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu sunt de acord, da, dar putem deci să facem... Deci eu vorbeam în contextul ăsta, că nu e posibil acum să-l condiționăm, nu că vă contrazic. Nimeni deci dacă nu putem... Așa e. Și mai este și aspectul utilității publice. Tot un cartier din orașul ăsta va fi. Da, poftim, domnul Mlandi. Diverse, n-avem. Dar să propui la început. Extraordinar. Supune la vot. Putem să supunem la vot? Mai sunt discuții? Nu. Pentru? Cine este? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Și cu asta...